Pe data de 21 noiembrie, la ora 15, Biserica Buna Vestire a Parohiei Sfântul Ilie Șcheia din Suceava va primi în dar o copie a icoanei Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași. Sfânta icoană va fi adusă de o delegație condusă de arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii, și va fi întâmpinată de către Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. După primirea icoanei se va săvârși slujba acatistului icoanei Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului. Nădăjduiți și să credeți că Maicuța Domnului este prezentă în viața fraților voastre. V-am rugat în numele Maicii Domnului să nu vă grăbiți niciodată când ajungeți în fața Sfintei Icoane Făcătoare de Minuni. Să nu vă rușinați a vă ruga, a vă pleca genunchi. Și dacă vă blăgosevește Maicuța Domnului să aveți lacrimi, de pe schimbați în iertarea păcatelor. Să vă spuneți durerea, suferința, atâta dumneavoastră, chiar și la cei de acasă. Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului, Acționița, a fost pictată după prototip rusesc în 1938 de către părintele Octavian Zmau din Roman. Ferecătura generală a icoanei, făurită din argint, a fost suflată cu aur în atelierele de la Sofrino din Moscova. Coronițele din aur masiv aplicate pe îmbrăcămintea icoanei, împodobite cu pietre prețioase, rubine, safire și smaralde, au fost lucrate de meșteri iscusiți de la monetăria statului. Maicuță, cu dragă am venit la Hade Bunicodru, la locul sfinții. Cunoscută pentru minunile pe care le-a săvârșit de-a lungul anilor, icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului este cinstită la Mănăstirea Hadâmbu. Aceasta este scoasă în procesiune la adormirea Maicii Domnului, la nașterea Maicii Domnului și înălțarea Sfintei Cruci.